e greu și pe, prin cer, nu mai e spațiu nici pe cer, nu? Da, în primul rând, bună ziua. Din păcate, suntem obosiți, foarte obosiți. Trebuia să plecăm seara la noaptea, la 12:30. După aia, la pauză, am aflat că nu mai este avion, pleacă la 6 dimineața. Bine că am putut să ocupăm camerele iar și să putem să dormim un pic. Greu calificările astea în Europa. Calificările astea prin Europa, nu? E foarte greu, dar e foarte frumos. Da, am făcut un meci, cred că cel mai slab meci de când eu sunt în conducerea echipei. Da, s-a văzut oboseala la băieți, eu așa zic că a fost oboseală, s-a văzut la toată lumea. Nu a fost un jucător care a jucat bine, dar totul e bine când iese bine. Am bătut la penaltiuri, am pierdut anul trecut la penaltiuri cu Târnava, acum ne-am calificat. Suntem bucuroși că ne-am calificat și am adus puncte României. Ce v-a promis domnul Diosegui? Încă nu ne-a promis nimic. Am întrebat de primă și el era obosit, a plecat el cu mașina, așa că încă nu știm nimic, dar sper să ne zică o vorbă bună. Apropo de drumuri, dacă până aici aproape a fost greu cu avioanele până în Suedia? Nu știu, trebuie să luăm în timp avionul și trebuie să luăm charterul tur-retur, să nu mai stăm, că acum am luat numai tur, după aia am găsit numai retur, așa că a fost un pic mai greu, dar eu zic că o să ne mobilizăm mai bine și să găsim cât mai repede un charter care să nu stăm după el. Acum unde voi autocarul? Acum avem autocarul la Autopen, s-au dus șoferii să aducă autocarul aici. Nu știam că chiar că o să venim aici, noi am avut autocarul la Autopen. Ați plecat din Autopen și ați ajuns pe Băneasa. Da, da, e foarte bine. E totul bine că am ajuns acasă, asta contează cel mai mult. Sperăm că băieții rămân la Mogoșoaia și de aici o să plece la Ploiești duminică. Matei e bun de cinste. S-a ratat singur cu poarta goală. Se mai întâmplă. Ratează bine. Dacă dădea gol, cred că în minutul 45 sau când era, cred că era mai ușor meciul, făcea mai ușor meciul. Dar așa a trebuit să fie, bine că ne-am calificat la penaltiuri. Toate echipele merg mai departe. Da, e foarte bine. Ne bucurăm, ne-am bucurat că s-au dus toate echipele. Înseamnă că suntem pe un drum mai bun. Vă motiva și suplimentar pe patronul FCSB-ului să investească mai mult dacă voi investi. Da, nu mai vreau să comentez declarațiile lui, că chiar că au fost cam urâte și penibile, dar în fine, noi mergem înainte. Noi avem o relație bună cu conducătorul de la FCSB, cu Nea Vali, cu Meme Stoica, așa că nu mai contează ce a zis patron. Poate a zis în formă de glumă. Da, poate a zis. Cred că a zis de formă de glumă, că râdea, de aia am zis și eu după aia. Nu cred că are o răutate în el, că crede în Dumnezeu, cum a zis el, atunci nu cred că are răutate. Și presa din Ungaria s-a cam supărat. Da, poate că ei n-au luat de glumă. Noi am luat de glumă și noi nu suntem supărați. Mulțumim!